o tradiție așa la început de lună, să vă arăt ce comestibile avem în ograda noastră, ce am mai plantat și practic ce este în rod în luna respectivă. De vreo un an jumate, doi fac genul ăsta de clip ca să vedeți ce avem în ogradă comestibil, practic ce nu cumpărăm de la magazin într-o climă mediteraneană. Mereu fac paranteza asta căci trebuie menționată. Sunt la început de video lângă goave pentru că este binecuvântarea lunii, s-au copt goavele la noi. Am aici o bucățică ca să vedeți cum sunt. Mai avem vreo 2-3 în copăcel pentru că le-am mâncat absolut pe toate. Pur și simplu mă uit și îmi plouă în gură, nu mă pot abține. E minunată și este fructul cu care ne-am luptat, între ghilimele, să-l aducem la noi în ogradă. Practic am încercat vreo 2 ani la rând să-l plantăm. Este un pom semănat din semințele fructului de aici, fruct cumpărat din supermarket, plantat, semănat și uite, după 3 ani jumătate ne-a dat rod la noi în ogradă, rod de care ne bucurăm și vreau să spun că gustul e absolut minunat și nu are nimic de a face cu cele de cumpărat. Așadar, începem cu goave. Avem goave la noi în ogradă. Vedem subiectul goave. Uitați ce dimensiuni colosale are. E singurul pom pe care îl avem cu fruct în momentul de față și ne-am bucurat luna aceasta care a trecut și ne vom bucura ce au mai rămas din mai de minunățile astea. Uite și aici. Evident, dafin și avem mentă de dimensiunile astea, uite așa, colosale. E peste tot, a crescut ca nebuna anul acesta, pur și simplu ne-a invadat curtea, dar noi o lăsăm pentru că este binevenită și deja am început să facem ceaiuri diminețile din ea. Le smeurici de anul acesta, vi le arăt în premieră, nu am mâncat până acum. Ăsta e primul rod pe primăvara asta, deci au început să se facă și smeurigile noastre, cât de curând le vom înfructa din belșug din ele, pentru că sunt toate înflorite. Evident că avem și fisalis, pe el vi-l arăt în fiecare video, la noi e un fruct foarte constant, adică nu știu dacă avem vreo perioadă din an în care să zicem, vai, nu avem fisalis deloc. Nu, la noi înflorește și dă rod într-una. Și vară și iarnă, ați văzut, iarna îl ținem evident în solar, dar e un fruct foarte, e o plantă foarte, foarte roditoare. Uitați-vă și voi ce dimensiuni are acesta. Acum căutam unul mai copt, dar a fost anduț aseară în inspecție și văd că nu găsesc acum. Uitați-l, e înflorit aici. Flora a început să înflorească peste tot, așa că avem de făcut ceai din ea în serile în care nu avem somn. Am kiwi, nu s-a făcut încă, dar ce încă avem rod sunt zim. Mandarinele noastre, care ne țin rodul până prin iunie, iulie, ceva de genul. Lăsăm așa în copac, ele stau bine, mersi, v-am spus, până în vară și până în vară avem citri. V-am mai spus prin vloguri, am început să mâncăm dude, au început să se coacă pe aici, pe acolo, câte una, câte una și venim așa ca porumbei să le adunăm, dar cu certitudine luna asta ne vom înfructa din belșug pentru că toți duzii, că avem o grămadă, sunt full de dude deja înroșite, le vedeți? Deja sunt înroșite și avem aici la găinușe, avem lămâi, în lămâiul care este deja înflorit, găinușele noastre care ne dau ouă și de curiozitate să vedem, că astăzi nu am luat ouțe, să vedem ce ne așteaptă, ce surpriză avem. Eu că luna aceasta se vor face și smochinele, au început pe aici pe acolo să prindă culoare, astea care sunt mai măricele, evident. Știți că smochinul la noi în clima noastră dă de 2 ori pe an rod și ăsta ar fi rodul timpuriu, să spun așa. Avem surpriză! 2 ouă! Avem unul clasic și unul albastru de la moțata noastră. Ia uitați-le ce frumoase sunt! Astăzi suntem norocoși! Avem 2. Doamnele stau la umbră, se relaxează, sunt pe bine. Spuneam de lămâi, e și înflorit și cu fructe gata de cules. Alți pomi din livadă precum meri, peri și așa mai departe au înflorit și deja se văd mici mere, dacă observați. Să vă arăt o floare de rudie. Nu sunt coapte, astea se coc în toamnă, dar floarea e absolut minunată și e plin de flori, dacă vedeți, ia uitați ce frumusețe, ce minunăție. Când îi vadă, cam toți pomii sunt
înflorit și cu rod, numai că nu sunt copți, adică sunt fructe, practic, nectarine, piersici, etc., care se coc începând cu luna viitoare. Deci luna viitoare o să avem și mai multe fructe în livada noastră, ceea ce face să mă bucure enorm, vă dați seama. Acum hai să mergem puțin în grădină, pe la căpșunele, că și acolo e nebunie. Ați văzut deja prin vloguri că ne înfructăm din roșiile cherry pe care le-am avut la ghiveci. Se coc pe zi ce trece, tot mai multe și tot mai multe și sunt delicioase, ce pot să spun. Zona de căpșuni, ce să vă spun, că decât vă arăt. Deci, așa avem parte de căpșuni din astea super, super colosale și e plin. E plin, plin peste tot. Trebuie să vin acum să adun, să avem ca desert, pentru că cu căpșuni ne înfructăm cam de prin martie, așa, sfârșitul martie, și mă mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea asta, pentru că avem fructe absolut minunate, dar acum e sezonul lor și sunt așa mari, colosale. O tură de grădină. Avem un dovlecei! Bine, ăștia se fac în câteva zile, așa, la mărimi de adunare, să zic, dar aici avem ceapă verde din care evident că ne înfructăm. Ni s-a dus mazărea, dar am pus alta și e pe punctul de a ieși. Asta o să mai dea puțin el, că uite, încă mai înflorește, așa că mai avem. Practic nu am pus deloc la congelator, tot ce a fost aici au mâncat-o copiii. Pur și simplu vin și mănâncă așa crudă. Din morcovi am început să scoatem, să punem la ciorbici și așa mai departe. În zona asta vedeți că s-a mai scos, așa că avem și morcovei. Ceapa umblătoare, n-am umblat la ea. Avem salată, uite, în zona asta e plin, plin de 2-3 tipuri de salată. Deci salată am avut, Doamne, te-am și dat anul acesta, foarte multă salată. Ce mai e pe aici? Uite aici, avem iarăși salată, usturoi și dovlecei. Dovlecei nu s-au făcut, dar salata asta, uitați ce frumos s-a închegat, chiar și asta de aici s-a închegat frumos. Aici mai avem ridichii, care încep să înflorească pentru că a venit căldura și ele sunt mai sensibile așa la căldură, dar aici avem tura numărul 2 de ridichii, iar acolo a ieșit aici tura numărul 3 de ridichii. Aici ce avem? Avem urzici și gălbenele. Gălbenele pentru ce? Ai urzici pentru mâncare. V-am spus, rozmarin și oregano aici. Leușteanul meu din sămânță. Mai avem și la ghivej, nu vi l-am arătat, dar mai avem leuștean. Ăsta este cel pe care l-am plantat anul ăsta din sămânță și a ieșit destul. Adică e ok că ăsta o să se mulțească. Țelină avem aici. Ce mai e? Pătrunjel, din care ne bucurăm, mărarul. Ați văzut cât am adunat și cum l-am păstrat la frigider. Și totodată, știți că l-am tuns, a început să dea din nou. Ia uitați. Moțunachi, moțunachi, dau din nou. Aici am niște ceapă roșie, iar aici am minunăția. Trebuie să adunăm mușețelul și să-l punem la uscat pentru ceaiurile din iarna aceasta. Asta de aici o vedeți printre usturoiul care a mai rămas, este rucola. Adică avem și rucola la salatele noastre. Aici o gălbenică și aici avem, am spus, usturoi verde. Unul l-am lăsat pentru căpățân, iar altul îl mâncăm ca atare, usturoi verde. Bob, am făcut mâncărici câteva, dar am și lăsat să se facă teaca mare, mare, și hai să vi-l arăt la interior cum este bobul odată ce se face practic de adunat. Asta dacă reușesc să-l desfac cu o mână, ce credeți? Arată bobul, vedeți cum este teaca? Are așa ca o blăniță și îl poți mânca și crud, ca atare, dacă îți place, fie îl pui în mâncăruri, de exemplu tocăniță, ca pe mazăre îl folosești, mai că are o ușoară tentă amăruie la final. Lui Ștefan îi place foarte mult în tocăniță. Eu îl adun când e de adunat să fie matur, zic, și îl pun la congelator și îl pun adesea la tocăniță. Iar lui Anduțu i-am dat astăzi unul așa crud și l-a ronțăit destul de bine, să zic. Vă arăt via, avem mai multe tipuri, mai multe soiuri de
vie. Ce vreau să vă spun e că trebuie să mă apuc să adun viță de vie, să o păstrez pentru sărmăluțe. Avem aici rățuștele, care rățuștele noi știți, le ținem pentru ouțe. E să nu uităm marele nostru pom fructifer al lunii, este nispru japonez din care ne-am înfrutat din belșug și din care încă avem fructe la discreție și toate sunt aproape gălbioare. Ar trebui să facem ceva dulceață din ele pentru că sunt extrem de multe. Cred eu că nu am omis nimic. Sper că nu am omis nimic din turul nostru de ogradă lunar, practic comestibile din ograda noastră. Ce nu cumpărăm noi de la magazin și avem în ograda noastră. Dar ouțele în casă, căci momentan le-am în buzunar și îmi e frică să nu se întâmple ceva cu dânsele. V-am pupat!